Vă salut și bine ați venit pe canalul meu. Este seară, a venit vara și m-am gândit să facem o rețetă foarte rapidă, o rețetă pe care să o preparăm seara, atunci când nu avem foarte mult timp liber și să mâncăm ceva un pic mai sănătos. Nu vreau să prepar nimic complicat astăzi, nu vreau să vă prezint o rețetă lungă, vreau să facem un grătar de pui, dar să-i dăm la final un gust un pic mai diferit, de care să se bucure toată familia. Toată ziua am avut treabă și a venit seara, s-a răcorit un pic afară și voiam să mănânc un grătar, sincer să fiu, și să beau un șpriț. Așa că vreau să fac ceva rapid, vreau să fac ceva gustos și ceva care să fie pe placul tuturor. Așa că astăzi vom face niște pulpe de pui la grătar și o să le înăbușim cu usturoi. Este o variantă de pui foarte ușoară de preparat, dar extraordinar de gustoasă. Mie îmi place foarte mult și nu cred că e persoană căruia să nu-i placă așa ceva. Pui înăbușit cu usturoi. Și vă arăt imediat cum le preparăm și ce trebuie să facem ca să ne iasă perfect această rețetă, între ghilimele, pentru că e foarte simplu. Până să ne apucăm de treabă, vreau să vă mulțumesc pentru că am depășit pragul de 10.000 de abonați și pentru mine este o realizare și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Cei care nu s-au abonat și dacă credeți că vă prezint câteva informații interesante sau vă place ce filmez eu, abonați-vă la canal și apăsați butonul de like pentru că pe mine mă ajută foarte mult și este gratuit, nu vă costă nimic. Acum gata cu vorbăria, haideți să ne apucăm de treabă și să preparăm puiul nostru. Primul lucru pe care îl vom face, vom pune sare și piper peste pui. Nu pun nimic altceva, pentru că avem și pretențioși în familie și vreau să fie cât mai simplu și vreau să preparăm această rețetă să nu dea foarte multe bătăi de cap. Par de sare și piper, nimic. Eu am crestat puiul foarte puțin pe fiecare parte pentru a se pătrunde mai bine. Și în acest fel o să intre și sarea cu piperul în el și nu trebuie să lăsăm să le băițuim sau să le facem marinadă, așa cum este corect spus. Le-am dat sare, piper și le lăsăm cât se face focul, că nu i-am dat drumul, mergem să dăm drumul și la grătar. Și un sfert de oră le lăsăm așa. Am dat drumul la foc, a început să ardă într-un final. Eu am pus grătarul să ardă, așa cum fac de fiecare dată. Mulți au spus în comentarii că e greșit, mulți au spus că se procedează altfel. Pentru a curăța grătarul și a-l întreține, folosim multe variante. Dar grătarul meu stă mereu afară. Niciodată nu-l bag în casă sau la adăpost. Pentru că aici a fost locul, cred că l-avem de vreo 20 de ani și așa le-am obișnuit. Urmează să construiesc alt grătar pe care îl voi întreține mult mai bine. De aceea, nebăgându-l în casă sau în bucătărie sau undeva, pun animale, păsări, pisici la el și nu mai e chiar ok să gătim pe el. Așa că eu îl dezinfectez arzându-l. E cea mai sigură variantă de a găti pe el. Când vrem să întreținem un grătar mai bine, după ce am gătit cu el, după ce am făcut ce vrem noi, îl curățăm bine cu o cârpă, cu ce vreți dumneavoastră, cu perie, cu ce vreți și îl ungem iarăși cu ulei. Și după aceea, dacă nimeni nu mai umblă la el, niciun animal, sau nu se mai pune nimic pe el, el va fi gata pentru a-l folosi data viitoare, curățându-l ușor cu o cârpă. Dar eu l-am afară și nu-l voi curăța cu cârpa, pentru că nu sunt sigur de el. Așa că-l ard, așa-l fac de fiecare dată și după aceea ard un strat de grăsime, că este slălină sau șungă, cum se spune la noi în zonă, că este ulei, nu are importanță. Eu ard acel strat de grăsime sau de ulei ca să formăm o peliculă exact ca la tigăile sau oalele de fontă. Merg cu același principiu pentru că este cea mai sigură variantă și de fiecare dată eu am avut succes cu așa ceva, adică nu se lipește nimic.
acum mergem să pregătim un șpriț, un șpriț de vară și vă arăt imediat cum îl prepar eu pentru a ne răcori în zilele acestea foarte călduroase. Vă urez o seară frumoasă, o seară de vară frumoasă și cine vede acest clip iarna, iarna nu-i ca vara, vara nu-i ca iarna, vă urez o seară frumoasă. Foarte bun. Și din acest șpriț, clar, nu o să ne îmbătăm, pentru că am pus gheață, am acoperit gheața cu vinul, deci nu foarte mult vin și după aceea am completat cu apă. Vreau să beau un pahar, două de șpriț, fără să ne bătăm, fără să doar capul, fără să exagerăm cu alcoolul și să ne bucurăm de un vin bun, de ce nu, și să ne bucurăm de vreme. Haideți să vă arăt ceva. Am un măr care este foarte plin, este un măr văratic și vreau să vă arăt cât de încărcat este. În concluzie, am avut o vreme foarte bună și cu ploi și soare și nu a dat în ghețul după ce am florit, dar vreau să vă arăt acest măr. Uitați mărul acesta, cât de plin este. Deja a început să se lase foarte mult, dar sincer, mi-e milă să scutur din el și mâine cred că trebuie să-i pun niște proptele pentru că se apleacă destul de tare. Și merele acestea sunt foarte bune pentru că este primul măr care se coace, cred că, pe toată zona. Este foarte timpuriu. Pe jos, deja am mere coapte. Dacă vedeți, acesta este copt mărul. Deja a început să coacă și trebuie să strâng deja o parte din ele, dar le voi arunca pe acestea, pentru că prima serie, adică acestea, nu sunt coapte cum trebuie. Sunt cumva, nu știu, forțate și nu este plin de gust, plin de aromă mărul. Nu știu de ce, dacă știe cineva, să-mi lase în comentarii. Dar v-am zis, primele mere care cad pe jos nu sunt așa de gustoase, dar după ce începe să coacă mărul, este senzațional. Un gust pe care nu-l pot descrie. Și anul ăsta o să mă bucur destul de tare de el. Am lăsat un pic jarul, pentru că este foarte încins. Am încercat să-l bat un pic, dar tot este foarte încins. Și în vreo 5-10 minute este gata. Am pus puiul pe grătar. Nu este foarte mult pui pentru că n-am niciun invitat. Suntem doar noi. Și după ce am pus puiul, acum nu-l mai mișc de pe grătar. Îl las exact în poziția în care l-am pus. Dacă eu încerc să-l mișc acum, este un pic lipit. Dar el se va dezlipi singur. O să vedeți imediat. Acum curățăm și usturoiul. Cred că voi folosi doar o singură căpățână de usturoi pentru că am foarte puțin pui. Usturoiul nu vă chinui să-l curățați, să-l tocați, de fapt, foarte mărunt, pentru că nu trebuie. Fata depinde pe grătar foarte ușor. Le voi întoarce acum. Eu fac puiul, uneori, nu mereu, pe trei părți. Las pe prima parte, întorc pe a doua și după aceea îi dau un pic de față pe cealaltă parte, să facă un pic maroniu, dar să nu se usuce. Puiul este aproape gata, am tocat usturoiul. Acum, dacă doriți să aveți un gust mai intens de usturoi, tocați-l mai mărunt.
Dacă vreți doar să aveți o aromă de usturoi, lăsați-l și mai mare. După cum vedeți, eu am bucăți și mari de usturoi și mai mici. L-am tocat cum mi-a venit mie. N-am stat să-mi bat capul cu el, pentru că v-am zis. Este un grătar pentru o seară de vară. Vreau să fiu relaxat, vreau să nu-mi bat capul cu rețeta și vreau să mă bucur de o seară frumoasă și liniștită. Nu le batem capul cu rețeta, le batem capul cu șprițul. Mă rog. Îl voi întoarce ultima dată. Pentru că el pe această parte a început să prindă ușor culoare. Eu așa las pentru că este perfect, nu este uscat și este foarte bine făcut pe această parte. Vreau să dau o culoare și pe partea aceasta, ca să fiu eu sigur, este pătruns până la os. Uiul, mie îmi place să fie făcut bine. Nu-mi place să fie uscat pe exterior, dar îmi place să fie pătruns și să nu fie niciun pic zemos sau nu știu cum să-i spun. Porcul Vita merge să fie și în sânge și mai bine făcută. Puiul vreau să fie foarte bine făcut. Așa că îl mai întorc încă o dată și mai așteptăm încă 5 minute maxim, cred că. Este gata puiul. Nu știu cât de bine se vede, pentru că s-a întunecat destul de tare afară. Dar acum îl scoatem. Și după ce îl scoatem, punem imediat peste el usturoiul pe care l-am tăiat mărunt. Mărunt sau mai mare, v-am spus. Depinde cât de mult aromă de usturoi doriți. Punem usturoiul peste puiul nostru. Eu am pus mai mult usturoi pentru că îmi place foarte mult. După ce am pus usturoiul în capac, amestecăm un pic și îl lăsăm cam 15 minute. Până atunci se și răcește, puteți să aranjăm masa, să facem tot ce trebuie. Acum usturoiul o să dea aromă cărnii noastre. Este o variantă foarte ușoară și foarte simplă să oferim puiului nostru un gust incredibil de bun. Încercați varianta aceasta, dar cred că mulți dintre dumneavoastră ați preparat în genul acesta puiul. Dacă nu, trebuie să-l încercați. Îl las un pic să infuzeze cumva usturoiul și ne întoarcem într-un sfert de oră. Am lăsat un sfert de oră puiul. Acum vreau să-l încercăm. Mie îmi place foarte tare varianta aceasta de pui, că facem pui întreg, că facem pui fluture, cum se spune, că facem copane, orice facem, să punem usturoi la final peste el și să-l lăsăm un sfert de oră, 20 de minute, prinde un gust foarte, foarte bun. Eu abia aștept să mănânc, sincer, miroase foarte bine. O să iau o bucată, uitați cum arată și miroase foarte bine. Nu mai avem nevoie de mujdei să facem separat pentru că am preparat foarte rapid și foarte ușor puiul cu usturoi. Mie îmi place partea din exterior, pentru că aici are mult usturoi și este un pic mai făcută. La cât de ușor se face, gustul este senzațional. Eu vă recomand cu mare drag și cu mare încredere să încercați într-o seară când nu aveți chef să gătiți ceva foarte complicat și vreți ceva rapid și doriți să stați mai mult cu prieteni sau cu familia de vorbă, nu să stați la grătar și să preparați ceva complicat. Varianta aceasta, pui la grătar înăbușit cu usturoi, este ceva nemaipomenit. Cu o mămăligă lângă, e divin. Foarte bun. Aceasta a fost rețeta de astăzi. Nici nu pot să-i spun rețetă pentru că mă fac de râs, cred că. Este un preparat simplu, un preparat foarte ușor și un preparat pentru o seară de vară cu prietenii sau familia. Atunci când doriți să stați de vorbă mai mult cu ei, nu să vă complicați cu preparate foarte greu de făcut. Vă urez o seară frumoasă, o zi cât se poate productivă dacă mă vizionați ziua și nu uitați să vă abonați la canalul meu pentru că foarte mulți dintre voi sunteți neabonați și din statistici văd lucrul acesta. Nu vă costă nimic să apăsați butonul de abonare și pe mine mă ajutați foarte, foarte mult. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ne-am strâns 10.000 de abonați. Pentru mine este ceva minunat. Este o confirmare că ceea ce fac este de interes. Încerc să îmbunătățesc tot ce fac și dacă aveți sfaturi pentru mine, lăsați-le în comentarii și o să le iau în considerare.
O să încercăm din ce în ce mai multe preparate. Am îmbunătățit sunetul pe acest canal, mi-am luat un microfon extern pentru că se auzea un pic cam rău și am încercat să îmbunătățesc sunetul și în continuare încerc și doresc să fac clipuri care să vă mulțumească și să le fac și eu din plăcere. Vă urez o seară frumoasă și ne vedem la următoarele clipuri. La revedere!